ca expert în psihologie, tu ai fi cu adevărat nebun și că trebuie să te internăm la spitalul de nebuni. E, și zic eu, cum și-a dat seama preasfinția sa de asta? A, din privirea ta, din vocea ta, din mișcările tale, din modul în care vorbești, mod tipic de persoană deranjată. De-aia nici nu doarme noaptea, ai văzut? Da, zic, sunt curios. Când m-a văzut astfel, dar oare când m-a văzut astfel în cele două întâlniri cu el? Că două, de două ori m-a văzut. Când m-a lăudat și m-a implorat să rămân sinedie și mi-a zis că sunt cu față de înger, și când mi-a spus să curăț parohia, că n-a mai fost a treia oară. Ha, las-o moartă. Nu mai stăm să ne descoperim psihologia. Eu zic că trebuie să organizăm plecarea ta. Vezi cum poți să faci. Da. Mă simt amantul bătrânei doamne din piesa lui Dürrenmatt, care pleca spre gară și nu-l lăsau, că își se gândea la miliard. Da, 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 da. Că pierdea un miliard. Până la urmă l-a omorât. Am râs amândoi, caz de necaz, pur da. Românesc. Numai Olteanu face caz de necaz. Între timp, ziarele își băteau joc de toată situația. Ceea ce m-a distrat grozav. Auzi ce ziceau. Padre Lino este bine protejat. Chiar dacă adepții domnișoarei arată că nu vor să renunțe și se pregătesc pentru un viitor război. Iar se înșelau cu privire la rolul sărmanei femei. Da. Adevărații dușmani erau episcopul și curia. Oricum, a doua zi, ziarul a publicat un întreg interviu tocmai acestei Roze Morello, împotriva mea, care, culmea, îmi era favorabil. Citez. Trebuie să recunosc că, deși s-a comportat ca un exaltat, a reușit să umple biserica de lume cum nu s-a mai văzut niciodată aici la noi. Dar a făcut-o cu farmecul pe care l-are, numindu-i pe toți frați și alte chestii de genul ăsta. Dar cum trebuia să-i numesc? Tovarăși? Și alții o fac? Da, dar el este aparte. E deosebit. Cine nu-l cunoaște direct nu poate înțelege. Veneau și din localitățile vecine. Biserica era plină ochi chiar și seara. Chiar și acum, ca și acum. Fiecare predica lui este o piesă de teatru. Pentru cât de bine poate vorbi și a captivat pe toată lumea. Ce să mai zic? Un oraș întreg. Oamenii renunță la cinematograf și vin la biserică pentru a-l asculta. A proiectat până și diapozitive în biserică și filme din călătoriile pe care le-a făcut în alte părți ale lumii. Lucruri de oameni nebuni, profane, de carnaval. Închei citat. Da, da, da. Miile de prieteni în piață, trecându-și ziarele unul altuia, făceau ironii, păi îți dai seama. Da, da, da. Glume, calambururi, pe socoteala tuturor, cum meritau, râzând în hohote și abia așteptau noile ziare și reviste, unde își regăseau povestea lor și a mea. Ironiile și râsetele din acele zile de tensiune supremă au continuat încă mulți ani și azi, în 2022, fiii și nepoții, acum bătrâni, încă mai râd și mă mai iubesc, deși mai discret. Dar ca să fim corecți, calomniile adevărate au fost scrise și predicate de preoți, nu de maici, nu de laici și nici măcar de Beata Roza. Sfântul Părinte Papa te va apăra, se amăgeau. Prietenii. Da, pentru că nu știau proverbul că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Ce mai mă asculți? Da, păi văd. Vicarul foran Stendardo, ăsta e protopopul, se dezlănțuise. Știm totul despre el. Cu fluidul și farmecul său ne-a înșelat. Dar nu este în regulă nici măcar cu dreptul de a celebra liturgia și tainele. Este un impostor, repeta episcopul, cât putea de tare. Eu răspund în piață, da. În fața tuturor. Ha! Un episcop care lasă luni de zile o parohie în mâinile unui impostor. Ce fel de episcop e ăla, zic eu. Da, da, da. Prima dată aveam față de înger și acum sunt nebun. Bravo, excelență! Între timp, ziarele și gurile preoților erau pline de două cuvinte. Farmecul meu și fluidul meu. Păreau discipoli ai doctorului Guido din Sava,
cel cu spiritismul și citirea în cristal, știi, cu fluidul. Da. Acum stau și mă gândesc că în fond mă supraevaluau, apropo de puterea mea de a-i păcăli. Dar indirect își recunoșteau nerozia de a se fi lăsat duși de nas. Ah! La care se adaugă nerozia și mai gravă de a mă considera astfel. Dar oamenii din piețele pline ochi făceau distincțiile necesare. Ei nu rostiseră niciodată cuvinte ca Mesia, fluid și alte prostii, platitudini. Marți seară eram în casa lui Elio Del Genio când mi-au dat de urmă de la castel. Pater Paolo aștepta apelul meu, episcopul de la Roma, era prima oară. Sun imediat. Părinte prea iubit! Cu cuvinte dulci ca totdeauna, Pater Hnilița m-a anunțat cu o tristețe imensă. Lino, dragă, la Vatican au ajuns acuzații foarte grave împotriva ta. Sunt inocent, Pater. Știu, mie îmi spui. Știi că sunt de partea ta. Dar n-avem ce face. Vino la Roma. Aici te pot apăra. Acolo nu pot. Acolo ești în gura lupului. Ei îți cer suspendarea divinii, adică să-ți ia preoția. Pater, dacă plec, prefectul, guvernul mă amenință cu expulzarea din Italia. Fă pe credincioși să-ți înțeleagă situația. Și dacă sunt cu adevărat prieteni, te vor asculta. Nu vor face răzberiță. Și ne vom salva cu toții. Alminte riscăm să o pățim cu toții. Pater! El, Lino, te implor în genunchi. Vino la Roma. Te așteptăm cu toții. Nu îmi spune nu. Am început să plâng. Era prea mult. M-a implorat în genunchi cel mai bun dintre oameni. N-am mai stat pe gânduri. Da, Pater, da! Dați-mi câteva zile să pregătesc bine plecarea. După alte minunate cuvinte și binecuvântări pe care le-am transcris în întregime în groasa mea carte dedicată fenomenului Rufano, am pus jos receptorul și dacă... Ia că imediat mai primesc un telefon de la un mare avocat prieten din lege. Ah, dragul meu, Don Lino, episcopul de Ugento a cerut înaltelor autorități interdicția dumitale pentru a te face să pleci. Prefectul a respins în mod decisiv această idee, dar după aceea au produs ideea expulzării, dacă oamenii continuă să se revolte. Oamenii nu se revoltă, ci stau în piață și vin la biserică. Parcă nu se vede de la o poștă realitatea. Tensiunea de acolo o simțim și noi aici, la Lecce, la 100 de kilometri. O simt și cei de la Roma, la 700. Ha! Da, da, am azil politic și nimeni nu poate dovedi că incit oamenii. Ah, da, dar știi că ți-a expirat șederea, sojornul. E un motiv să nu ți-l mai renoiască. Și atunci ce te faci? Automat nu mai poți sta în Italia. Mă pregăteam să replic că nu există dovezi contra mea. Dar el a adăugat. Fii conștient de faptul că s-a spus textual. Dacă oamenii continuă să răzvătească, nu vom trimite 50 de forțe de poliție, ci 500. Sunt dispuși să suforce orice rebeliune și dacă te găsesc acolo, în piață cu ei, nu mai ai scăpare. Dacă însă consider că stând la Rufano vei menține calmul printre oameni, rămâi. Altfel vor deja să-ți pregătească un avion. Un avion! Un avion personal pentru mine! La acest punct, în loc să mă apuce groaza, am izbucnit în râs în fața lui la telefon. Și m-am distrat să comunic avocatului că... Ascultă, domnule avocat, în loc de avion, aș prefera o mașină deschisă. Pentru am salutat toți prietenii din Italia, din Leuca, adică din sud, până la Chiasso, la frontiera elvețiană, dacă e posibil, și în Mondovision. Vezi, râdea avocatul. Și te mai mir că vor să te interzică. Hai, să trăiești, fii sănătos și atenție la episcopi. Până și avocația mai cu bun simț. Ce să mai vorbim? Aveam atât de multă liniște interioară, mulțimele erau atât de calme și entuziaste, încât nimic nu mă atingea. De ce nu puteau ierarhii să aibă răbdare încă câteva zile? Nu puteau. Am decis să-i telefonez personal episcopului Miglieta. Da. Ia să vedem ce e în stare să spună direct, fără intermediari. Am format numărul și-a răspuns el însuși. Excelență, vă cer iertare!
eu. Da. El. Nu-mi cere mie iertare. Mie nu mi-ați făcut nimic. Dar nu pot face nimic pentru dumneavoastră. Nu sunt superiorul dumneavoastră. Vă rog să ascultați de superiorii dumneavoastră. Și nu mă interesează să vă permit nimic. Dacă să rămâneți sau să plecați. Ascultați de superiorii dumneavoastră direcți. O, perfidul prelat spunea aceasta intenționat, convins că îi speriase foarte tare pe superiorii mei cu sfântul său șantaj la telefon, pentru a-i obliga să mă cheme imediat la Roma. Și de ce o trebuia să spun de aia? Da, da, da. Nu de el, de aia. Da. Eu, ascultați-mă, mareșalul, comandantul și autoritățile civile îmi cer să rămân. Autoritățile bisericii îmi cer să plec. Cui trebuie să mă supun ca să fac un gest corect? A, să vă ascultați conștiința, repetă el. Da, conștiința. Ce vă spune conștiința? Zice el. Da, da. Eu m-am înfuriat. Ha! Uite cine vorbește de conștiință. Sunteți ultimul care să-mi vorbească de conștiință. Da, ultimul. Cam, îndrăznești, tu știi cu cine vorbești, cu un episcop din, da, știu cu cine vorbesc, cu un om nemilos și fals, care mă sărută și mă acuză, care îmi trimite amenințări în loc de iubire. El urlând, eu sunt reprezentantul lui Iisus Hristos. Eu, bietul de el, vai de el, bietul Hristos, oricum vă iert, binecuvântați-mă. A închis telefonul cu zgomot. Gândindu-se probabil cu furie că nimeni nu i-a mai fi zis ce am zis eu și cum i-am zis eu. După care a continuat războiul, de data aceasta și mai motivat, și mai cu sete. M-am dus la prietenii mei mai intimi, cărora le spuneam mereu totul. Dar și lor m-am ferit să le descriu contactele mele cu episcopul. Dragilor, trebuie să începem să pregătim despărțirea noastră apropiată. Tăceau, morți de tristețe. Mi-aduc aminte ca acum. Le era teamă de cum va fi, de cum va reacționa mulțimea. Înțelegi? De vărsare de sânge nevinovat. Și frica lor parcă voiau să mi-o imprime și mie, dacă poliția trăgea. Da, da. Dar vocea divină, pe care totdeauna am auzit-o în momentele supreme, mi-a șoptit mie. Ora plecării se apropie. Fii sigur că însuși Dumnezeu ți-a pregătit-o în cele mai mici detalii. Va fi glorioasă și fără nimic urât. Continuăm povestea ca să vedem finalul acestei aventuri de la Rufana. Și iată că reapăru primarul, dispus să facă totul pentru a mulțumi populația și a apăra onoarea mea. M-a rugat să iau loc în biroul său din municipiu. Și înconjurat de toți consilierii și funcționarii primăriei, precum și de reprezentanții tuturor partidelor, deci eram personajul cel mai important. Da, da. A început în fața noastră să implore la telefon. Adică să aibă și el martor că vrea să mă ajute. A implorat la telefon pe preotul paroh, pe vicar, pe episcop și pe prefectul de lege. Că va să zică să-mi permită să mai stau până luni după Paști. Adică încă 11 zile. Episcopul perfid, ca totdeauna, nici că se putea altfel, când să-și schimbe pielea. I-a răspuns mieros. Carosind dacă, estimate domnule primar, eu nu sunt împotriva lui, dar nu depinde de mine. Depinde de preotul paroh și de episcopul Don Lino care se află la Roma. Ei trebuie să-i permită. Ai înțeles. Cum ar fi că episcopul zică, da. Nu depinde de mine, ci depinde de părintele Vladin. Ca și cum nu i-ar fi telefonat lui Vladin, nu care cumva să-l prime. Înțelegi? Da, da, da. Da, da, da. A mințit cu nerușinare, dar canonic avea el dreptate. Cu excepția faptului că episcopii catolici nu respectă niciodată legea canonică pentru a face vreun bine. Și numai pentru a aranja infracțiunile și nedreptățile în mod legal, înșelând lumea și pe ei înșiși. Căci binele nu are nevoie de lege. Totuși, la acea vreme, încă nu eram conștient de această realitate. Acum, în 2022, sunt foarte sigur de asta. Știu că nu există excepții în acest sens. Universitățile nu te învață nimic. Nici cele comuniste nu ajunseseră să înțeleagă toate subtilitățile mârșăviei legale a ierarhilor bisericii.
Ei demascau gesturi ridicole, exterioare, mă refer la comuniști, nu pătrundeau în misterul infamiei profunde a fariseismului ecleziastic pe care nu știau că limita. În cele din urmă, răspunsul episcopului, al preotului paroc, al vicarului, al prefectului au fost unanim, nu depinde de mine. Giovannino Frizulo, primarul, ce să mai facă? Vește-te bietul omul ăsta de la Costești. Da. Când prefectul îi spune episcop, patriar, toți, nu, faci tu ce crezi, cum, ce, el e mic. Dar totuși a făcut și el ce a putut. A scris un document public cu amtecul primăriei în care se declară fericit ca primar ca eu să rămân Rufano până la sfârșitul misiunii, adică încă 10 zile. El poate știa, eu acum abia știu că acest document a fost totuși important, că eu mă puteam prezenta dacă cineva laic ar fi zis, de ce n-ai plecat? Adică un ministru. Da. Eu arătam asta, uite, primarul a zis că să stau. Da. Săracul. Mă uitam la el cum își plângea mâinile. Naivu, chiar credea că prefectul, episcopul, parohul o să fie impresionat de zmiorcăielile lui. Ha! Și dacă s-ar fi pus în genunchi, toți învățaseră gestul Pilat din pont. De-aș până la mâine. Tuturor le plăcea vina aceluia de neiertat. Documentul primarului s-a născut mort. Nimeni nu l-a luat în seamă. Mașinăria delictului moral împotriva mea trebuia să funcționeze până la capăt. Numai pater Paolo l-a luat în serios. Când l-am citit la telefon, s-a declarat liniștit episcopul de Roma. Da. În acea seară, vineri, după Calea Crucii, o procesiune minunată care se face numai acolo, spectaculoasă. Deși ploua, a treia liturghie a fost un adevărat festival. Rudele rufanezilor orașului din Germania, Franța, Elveția, au sosit din străinătate de Paști, ca totdeauna. Dar acum erau și curioase și dornice să participe la aventura celor dragi pe care au zis rânziare. Au făcut mii de împărtășani. Parohul pe teze cu chipul sumbru privea impasibil din stal, parcă țâțându-i pe oameni să-l disprețuiască cu fiecare seară și mai mult. Gigi era acolo, a spovedit și el cât a putut. Seara s-a întors ca totdeauna la parabita, iar eu la castel. Scuzați, escortat de zeci de oameni, copii, bătrâni, poliție și carabinieri. Trei liturghii nu au fost suficiente. Nu au fost suficiente în ziua aceea pentru toată lumea. Am predicat despre cele 9 fericiri, care sunt de fapt 14 în Evanghelie. Și am împărțit oamenii în tot atâtea grupuri. Și am spus, nu toată lumea ajunge la a noua fericire. Fericiți veți fi când vă vor ocărâ pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Asta a zis Iisus. Dar iată că noi astăzi împreună, da, am ajuns și la asta. Că ele sunt urcând de fericirile. Începe cu fericiți ce sărași cu Duh, fericiți ce plâng, fericiți ce milostii, fericiți ce flămânzesc, până ajunge la asta. Că e cea mai... Am generat un extaz de iubire și de uimire. Când am arătat și diapozitivele cu picturi celebre despre predica de pe munte, din muzeele Franței, Germaniei, Olandei, Elveției, rudele, abia sosite din acele țări, au intrat în delir. Înălțimea frumuseții a fost pe deplin atinsă. Dar noaptea târziu m-a ajuns din nou telefonul de la pater Paolo de la Roma. Iubitule, zvonurile care vin de la episcopul din sud sunt teribile. Vor să pleci cu orice preț și imediat. Vor să găsească un motiv ca să te aresteze. Și este ușor să aranjeze o provocare. Vreun cuțitar prin mulțime. Nu contra ta, ci între cei de acolo. E bine, dar primarul nu poate face nimic împotriva instigării preoților și a episcopului. Te rog, ascultă-mă. Nu e nimic de făcut. Vino. Sigur, pater, sigur. Mâine, sâmbătă seara, voi sluji misa de adio. Liturghia de adio. Celebrează-o numai dacă preotul paroh îți dă permisiunea scrisă. Dacă nu, nu. Salută pe toți și vino la Roma. Nu am fost niciodată lipsit de ascultare față de padre Paolo. Și cel mai puțin în seara aceea. Cu durere supremă. Dacă nu insista el, nu plecam. Cunoșteam marfa rufanezilor.
N-ar fi existat niciun cuțit. Dar al ține în tensiune pe episcopul Paolo era deja păcat strigător la cer. Trebuia să plec. Marea bucurie a fost revenirea lui Gigi. În acea seară, el nu plecase la parabita, ci... Oh, m-am dus la Lecce să-l văd pe prefect. Oh. Și Tuca și Dona Lucia umbli numai cu persoane de granda. Știi că așa ziceau părinții. Da, da, da. Am vrut să fiu sigur dacă toate zvonurile despre expulzarea, arestarea sau interdicția ta cerute de episcop sunt adevărate. Ieri am sunat pe prietenul nostru, Oscar Luigi Scalfaro, vicepreședintele Camerii Deputaților, știi? Ei, și l-am întrebat despre posibilitatea expulzării. A râs, spunând că nu poate fi o chestie serioasă. Totuși m-a rugat să-l mai chem peste 2 ore. L-am sunat înapoi, era îngrijorat. Se interesase. Cerurile fusese făcute într-adevăr. A trebuit să intervină la ministrul de interne, să închidă dosarul cu problema. Apoi mi-a spus să merg în numele lui la Lecce. Așa că am ajuns la domnul S. A, același cu care a vorbit doamna Lucia Pizzolante, prefectul de Lecce. Da, de fapt mi-a spus același lucru. Că e mai bine ca tu să pleci cât mai curând posibil, deoarece insistența episcopilor și a mai multor episcopi este foarte mare. Și biserica nu poate fi subestimată. Tot Sfântul Sinod s-a aranjat contra. Până la proba contrarie, Milieta este autoritatea legală, episcopul. El a angajat tot episcopatul puliez, obligându-l să dea un fel de edict prin care să se interzică orice prezență religioasă a ta în diocezele din Puglia. Am auzit că și Menona, amicul nostru, e foarte amărâtă, să era episcopul care mă iubea. Și apoi, iar oamenii nu contează. Nici dacă sunt mulțumiți, nici dacă se revoltă. Nu contează. Foarte interesant. Da, da, da. A spus că nu e treaba ta. Nu vei fi responsabil de ce se va întâmpla în absența ta. Desigur, primarul, mareșalul, să gândesc la ei înșiși, nu la tine, când te imploră să rămâi, ca să n-aibă de lucru cu revolta populației, care le-ar strica poziția și cariera. În rest, nu trebuie să ne facem griji. A spus că toate amenințările sunt ipoteze, nu decizii. O lume de ipocriți, zic eu. Oare numai eu vreau binele acestor oameni? Este posibil? Trebuie să-i previn. Căci așa cum a spus primarul, puterea este dispusă să facă orice, pentru isteria unui episcop. Și acum să vezi cum am făcut. Comborând în piață și îmbrățișind, uite așa, în dreapta și în stânga, ce faci cu mii de oameni într-o piață? Nu faci decât așa. Dar îi cunoșteam pe toți și acum ai ții minte. Da? Ho, nu pot, nu, și pe nume. Am început să uit, dar îi știu, i-am notați. Da, da. 6.000 de nume, cu adrese. Coborând în piață, erau mai mulți, eu am numai atâția, dar erau mult mai mulți. Coborând în piață și îmbrățișind în dreapta și în stânga, am chemat pe prietenii cei mai apropiați, cei mai, așa, Eniolicii cu întregul său grup de prieteni și colaboratori, Maria Setembrini, Carmelo Gravante, Salvatore Corvalia, Luigi Frizulo, Celimana, Abele și Rocco de Pasca și alți câțiva, și am vizitat pe mama și nobilele fete Pizzolante, asta era o contesă care avea 6 fete. Contesa, da, da, da. Foarte bătrână și fetele erau foarte nemăritate, în vârstă. Da, o casă splendidă, îți dai seama, o vilă minunată, da, da. Dar și ele m-au adornat, m-au iubit și acum. Mama s-a dus, dar fetele încă mai sunt. Așa, bun. Și deci, cu toți aceștia, am vizitat pe mama, pe nobilele fete Pizzolante, Fiorito, Guglielmi și alții, informându-i că în seara următoare voi fi celebrat ultima liturghie, dacă preoții îmi vor permite acest lucru. Și să ne asigurăm că ne vom despărți fără tumult și răscoală. Programul era ca după aceasta să părăsesc Rufanu chiar în acea noapte, în sâmbăta lui Lazar, înainte de flori. Astfel, mult dorita săptămână sfântă și mare, pe care întreg oraș ar fi vrut să o sărbătorească alături de mine, va fi marea necunoscută pentru toată lumea. Ce mai faci după ce am plecat eu în situația aia? Ce paști mai ai? Asta a fost problema. Și de fapt așa a fost. Între timp, televiziunea din Lecce difuzase încă de marți reportaje cu comentarii foarte favorabile mie și nouă.
filmul oamenilor de pe stradă, interviurile, eu plimbându-mă pe mulțime, totul poate fi văzut cu emoție, chiar și astăzi, după decenii. O să vă arăt. O să vi-l arăt. Da. Așa. Curios că în aceste filmări se vede mai mult dragostea care ne-a unit decât indignarea și revolta despre care se zvonea în jur. Auzi ce scrie, ce spune televiziunea. Pare o istorie ieșită direct dintr-o carte de povești, comentează realizatorul. Ingredientele sunt toate prezente. Dragoste, credință și aventură. Apoi am constatat că știau mai multe decât mine. Se spune că Don Lino a fost chemat înapoi la Roma și va trebui să părăsească Rufano mâine dimineață. Don Lino este deci aruncat peste bord, cum s-ar zice. Dar asta nu e tot, căci riscă să plece cu eticheta de musafir nedorit. De fapt, pe acest popic român, tânăr, modern, cambit și foarte drăguț, vor să-l treacă drept un instigator dereglat. Localnicii nu-l consideră astfel și dacă cineva îi închide biserica, tot Rufano îi deschide ușile caselor sale. Cu adevărat singulară această situație. Închid citatul din ziar. Este inutil să mă întreb cum au auzit reporterii televiziunilor toate aceste amănunte. În fond, ei m-au apărat. Încheiau astfel. Oricine a încercat să se dezvinovățească pentru o manevră stângace spre a-și afirma motivele, nu a făcut altceva decât să convingă lumea exact de contrariu. Don Lino, care predică mereu, care stă cu oamenii în baruri, care organizează dezbateri în biserică. Don Lino, care proiectează diapozitive, este un preot care își îndeplinește pe deplin misiunea. Sigur că nu convine la cei care privesc biserica doar ca un loc sfânt unde să intră doar la nunți și la mormântări. He! Sau în cel mai bun caz, duminica la slujbe. Este suficient asta pentru a fi creștin? Sigur că nu. Dar Don Lino este și tocmai de aceea lumea acestui oraș îi iubește. Extraordinar să auzi în ziare așa ceva. Da. Trebuie să recunosc, mărturia ziarelor laice și a unui întreg popor unit în aceeași dragoste pentru mine și pentru valorile eterne pe care le-am predicat, m-a consolat împotriva urii și disprețului prelaților, preoților, curilor și ziarelor lor, întrupare a invidiei. Da, ați fost foarte băgat în seamă și de ziare și de... Da. Toți mai mari ăștia. Și de la episcop la... Și tu nu-ți imaginezi cum n-au putut găsi o altă soluție. Asta e. Da, ca să vă mai lasă da. 11 zile, cât era... Dragii mei, continui povestirea mea cu misiunea mea la Rufano și să vedem cum s-a terminat toată drama asta, nici nu știu cum să o mai chem, aventura. Așa. Și trebuia să plec la Roma. Și ne-am concentrat eu și cu prietenii mei, spuneam, asupra modului în care să păstrăm calmul în mulțime, miile de persoane care ocupau piețele și să terminăm într-o glorie. Sâmbăta aceea era destinată să fie de agonie și extaz pentru noi toți împreună. Și iată și sâmbăta lui Lazar. Gândiți-vă că eu trebuia să plec luni după Paști, deci ei n-au avut răbdare 8 zile. Da. Și iată și sâmbăta lui Lazar. Eu m-am gândit. Lazar iese din mormânt și eu ies de acolo. Ce combinație. Da, această sâmbătă lui Lazar am început-o cu un gest în care eu și parohul ne-am înțepat reciproc. Nunta lui Fulvio, pe care parohul Peteze n-a vrut niciodată să o slujească. Și fără venirea mea, probabil că cei doi ar fi fost și astăzi prieteni, necăsătoriți. Știam de nunta lor unită cu slujba, cu liturghia. Așa că nu mi-am pus problema că rămân fără liturghie, dacă nu slujesc în seara de adio. Dar când Fulvio cu soția și cele câteva rude au venit în biserică, Domn Vittorio și-a amintit că este paroh, pardon. Mi-a cerut scuze că nu a avut ștampila curiei să mă lase să slujesc eu nunta. În cazul acesta, conform canonului, nunta lui Fulvio ar fi rămas nevalabilă, chiar dacă celelalte 10 nunți celebrate de mine fuseseră valabile. Da, știți, atunci eram încă un substitut paroh.
Așa, recunoscut. Acum fiind eu în disgrație, nici măcar Duhului Sfânt nu-i s-ar fi permis să coboare peste cei doi bieți soți prin mine. Eh, dar aceasta este o altă poveste patetică și stupidă. A fost deja prea mult că Vittorio Petese a vrut să slujească el acea nuntă, lăsându-mi mie însă liturghia. Ar fi putut să-i refuze pe bieții miri, cum i-a mai refuzat de ani de zile. Și aș fi fost obligat să slujesc nunta cu forța. Nu, nu mi-aș fi permis în niciun fel să părăsesc orașul Rufano, lăsând pe cei doi prieteni necăsătoriți religios. Dar, făcând acest lucru, domn Vittorio s-a autoforțat să slujească o căsătorie pe care o refuzase totdeauna de dragul femeielei, Rosa. Ha, 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 râsul lui Dumnezeu. Ultimul râs. După ceremonie, l-am rugat în zadar pe acest paroc să-mi dea permisiunea scrisă, așa cum îmi ceruse episcopul Pater Paolo, pentru liturghia de seară, adică să închei, după care să plec, cu o slujbă. Slujiți-o! Eu nu sunt împotrivă, dar nu pot scrie nimic! Eram sigur. Eu deja îmi închipuiam că mă va refuza. N-am insistat. Eu ceream doar pentru a face ascultare de prea iubitul episcop, Paolo Hnilița. La urma urmii, a fost mai bine să nu slujesc o liturghie într-o atmosferă de răzmeriță, de posibile frământări, de rămas bun dramatic în prezența polițiștilor, carabinierilor, care umpluseră deja orășelul. Fără ca să spunem la nimeni nimic în jur, toată lumea, fără excepție, a înțeles că va fi ultima seară. Nu știu cum. Fatală sau nefatală, dar totuși misterioasă. Erau toți cu sufletul la gură. Friends and horses, without exception, cum striga haios un rufanez venit de la Londra. Adică prieteni și dușmani, fără excepție, erau toți cu sufletul la gură. Nimeni nu știa cum mă voi comporta. Pentru un singur gest ar fi putut izbucni iadul. Și pentru un alt gest, cerul. De două ori în viața mea am trăit cu o intensitate atât de extraordinară, un amestec ciudat de tristețe infinită și bucurie, de durere și emoție cu pace profundă. În ziua fugii din România, a evadării, în acei primi pași pe străzile Romei și, iată, ca a doua oară, în acea sâmbătă la Rufano, când trebuia să fiu exilat încă o dată prin amenințări supreme, departe de cele mai frumoase și mai numeroase și profunde iubiri din viața mea. Dulci ca mierea și înspăimântate ca niște păsărele delicate, Silvia Stamera, fetele Provențanu din Tulie, cu grupul de tineri, veneau din alte orașe, cazaranezi întregul clan, cu Don Pino, Anarita, cu soțul ei, Antonio, și rudele din Paradita, Egidio din Aradeo, cu ai lui, mandurienii, nu mai spun! Tu îți dai seama, veniți! Stăteau nemișcați. În salonul castelului, Donei Lucia, nemișcați și cu ochii fixi. Antonio Indino, care atunci era directorul poștei, adusese o veste nouă de la Cazarano. Toate astea sunt orășele ca și Costești, Horezu, Bogdănești, dar mai mari și vechi orașe. Așa. Adusese o veste nouă de la Cazarano și destul de proastă. El zice: a, întâmplător, un carabinier care fusese trimis pentru un lucru exact la Rufano, dar el era din Tricase. Intrând în tabacheria noastră și văzând ziarele cu tine, a început: a, preotul român, ha-ha, e un om terminat. I s-a pregătit tot. Dosar de expulzare, avion, tot dichisul. Când? A, luni după Paști. Că așa se zice că atunci va termina misiunea. În acea zi, Rufano va fi blocat de forțele noastre, lumea blocată în piețe și el arestat. Și va fi expulzat în România. A, nu se poate. E o nedreptate. Acolo îl așteaptă închisoarea sau pedeapsa cu moartea, căci este refugiat. A, nu știu. Eu sunt sigur de ce vă spun. Mă duc înapoi la Rufano, recitez dosarul și vă sun. A plecat, dar n-a mai sunat. Da, răspund eu, hlizindu-mă, eu. Nu mai avea rost să vă telefoneze, căci o plecați. Nu mai pot să ajung până luni după Paști din nefericire. Ce frumoasă zi de Paște am fi servat împreună. He, lasă, lasă că e mai bine. Vii azi cu noi, că nu știi ce se va putea întâmpla până la Paști. Da, interesant, zic eu.
Interesant că ei au aranjat răpirea mea exact când de fapt ar fi trebuit să plec normal. Căci lumea se revoltă acum ca să-mi apere onoarea. Dar luni după Paști ar fi fost doar o frumoasă zi de rămas bun și nimic mai mult. Da, dacă aștept. E, auzi ce răspunde. Nu știi tu ce provocări ar putea surveni dacă și episcopul și prefectul s-au pus de acord să te termine. Și iar s-au scufundat în tristețe. Pe domn Pasquale Pizzolante, ăsta este proprietarul cel mai important nobil din oraș, l-am văzut preocupat pentru prima dată, chiar înfricoșat. Îmi zice, fiți atent la ceea ce spuneți astăzi în biserică, padre. Matale pleci, dar noi rămânem aici cu ăștia. Da, cu toată lumea. Aveam dreptate. Nu puteam spune chiar tot cum îmi promisesem. Dacă spui mulțimea tot adevărul, nu știi, poate să revoltă, dă foc la biserică, înțelegi? Da. E ceva. Nu știe ce să mai zici, că ei voiau tot adevărul. Dacă nu spuneam, eram tras de mincinos. Deci oamenii ăștia care mă adorau, n-aveam voie să fac o figură urâtă. Pe de altă parte, dacă spuneam totul, eram într-o dilemă. Da, Dumnezeu. Să vezi. Am încercat să pregătesc discursul. Dar apoi mi-am dat seama că aceea era ziua cea mai puțin minerită ca să poți pregăti ceva. Niciodată n-au fost mai valabile pentru mine cuvintele Mântuitorului din Evanghelie. Ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui. O săptămână de piețe pline și carabinieri la toate colțurile, șopti Silvia Stamera aproape plângând. E, da, și de liturghii și rugăciuni extatice am consolat-o eu. După un alt minut apăsător, i-am consolat pe toți ceilalți. Ah, zarva prelaților și tărăboiul popilor m-au făcut să realizez maximum de apostolat în săptămâna aceasta pentru mii de persoane. Păi știi de ce? Din curiozitate, că admintele veneau sute. Au auzit de această gălăgie și au venit din toate părțile. Da. Slujbele mele și spovedani au fost de 10 ori mai... Deci, a fost efectul contrar. Dumnezeu să aibă în glorie apostolatul, îmi zice cineva. Dar cu atâtea dureri inutile. E, dureri da, inutile nu. A fost o experiență cerească, dar dorită în întregime de Dumnezeu, vă asigur. Păcat că nu se termină în martiriu. Martiriu meu, nu al vostru. Ar fi cea mai frumoasă glorie. Misiunea creștină fără martiriu este ca o nuntă fără mireasă. M-au privit îngroziți. Dar și eu le ziceam. Da. Și au zis, chiar a luat o razna. Vă spun, vor veni zile în care, pentru a nu irita pe ierarhii bisericii, nici măcar un Tatăl nostru nu veți mai recita. Veți vedea. Antonio Indino a răspuns, acum nu fii și tu profet al nenorocirilor. Tremuram pentru tine, s-a văitat Maria Cirfiera. Eu nu. Sunt exaltat, fericit, poate și pentru că voi sunteți aici. Dar nu mă tem de nimic. Oamenii din Rufano sunt un popor de nobili, de regi. Sunt de acord cu el, a continuat Maria Provenzano din Tulie. Don Lino este o personalitate puternică, autonomă. Acești samavolnici simt aversiune, antipatie pentru astfel de oameni. Chiar și prezența lor o văd periculoasă. Am lăsat oaspeții și m-am dus în piață pentru a mă bucura de ultimele ore alături de adorații mei rufănesi. În cele două piețe. Băi, știi ce înseamnă piață? Adică un loc extraordinar de larg. Nici nu există. Ăla din centrul râmnicului unde zic ei la metro e nimic. E mic. Mari piețe. Știi, în jur clădiri și două se trecea dintr-una printr-o boltă în alta. Toate arhiplinite așa stăteau. Doamne, domn și domnișoare, copii, bătrâni, toți, uite așa. Aproape că nemișcați. Și asta de multe zile. Dimineața până noapte. În cele două piețe pline ochi, domnea o pace ireală. Adică tăceau, erau calmi, așteptau. Uite, vorbeau pe șoptite. M-au înconjurat de toate părțile. În scurt timp am avut buzunarele pline cu plicuri. Cu bani, cu intenții de liturghii, știi, cu pomenice, scrisori și mulți bani. Mi-era rușine.
Am încercat să rezist, dar erau prea dulci, prea insistez, nu puteai. Antonio Leva, director, un mare director, de la Vimar, Vimar era o mare instituție, a oprit mașina pe oprire interzisă, s-a repezit la mine, m-a îmbrățișat plângând și mi-a băgat un plic mare în buzunar. Acasă am descoperit în interiorul plicului 400.000 de lire. Asta era jumătate de leafă la vremea în Italia. Dar acesta e doar un exemplu. Știm că colegii tăi nu te vor ierta pentru darurile noastre, mi-a strigat Ottavia de Mateis de la Tulie, în timp ce și ea mă împingea un plic în buzunar. Așa, dar cu cât se enervează mai mult, cu atât îți vom oferi și mai mult, a completat o fată fiorită, umplându-mi și ea buzunarele. Am avut impresia că, totuși, nu și imaginau plecarea mea. Se temeau de asta, dar nu credeau că e posibilă. Țineam secretul. Trebuia să-l divulg numai seara, pe altar. Am glumit cu lumea, am conversat, ca vremurile bune, am râs, am făcut poze. Dar tristețea mea devenea mortală. Trebuia oare să repet un exil, adică unul făcusem deja ăsta din Bistrița, și să fiu răpit de la cei mai dragi ai sufletului meu, după 7 ani de la primul meu exil. De aici, un ciclu, 7 ani. Nu, asta nu. Al treilea va fi fost în 1989. Nu îmi puteam închipui atunci ce tip de exil putea să mi se mai înfățișeze în 1989. Acum că știu, sărut pământul și mâna lui Dumnezeu. Când 89 a căzut și m-am întors în coa. Șapte ani, înțelegi, de la Dumnezeu. Da. Extraordinar. După orele 4, cele 2 piețe mari ale orașului erau literalmente tixite. Castelul era înconjurat de mii de oameni și carabinieri la toate colțurile. Știi, carabinierii, poliția, acolo carabinierii ar fi cam jandarmii de aici. Așa. Dar o armată de copii, de băieți și fete stăteau ca paznici în fața porții castelului. Numai copii. De la 4 ani la 14. Contemplam pe toată lumea de pe terasă, ascuns printre vasele de flori deja înflorite ale doamnei Lucia și plângeam în hohote. Mareșalul, plângeam de drag, de dor, nu mi-era frică, nu știu de ce. Mareșalul carabinierilor a venit să-mi facă ultima vizită politicoasă, asigurându-mă de toată solidaritatea lui. Așa, nu știu dacă era adevărat, dar el a fost așa. Implorându-mă din nou să fac tot posibilul să termin în pace. I-am spus să nu confirme plecarea mea prin mulțime. Nu era deloc strategic. M-a ascultat. În interiorul castelului, doamna Lucia cu familia ei, doamna Roza cu mandurienii, prietenii din Parabita, Gigi, stăteau în cerc, nemișcați, ca pentru o ceremonie invizibilă. Timp de un sfert de oră, m-am dus și le-am cântat la pian. Romanțe și tango. Zaraza. Da, pe lângă plopii fără soț, sau ale italienești. Erau melodiile de adio. Bésame mucho. Sărută-mă. Per ultima vez. Pentru ultima oară. O știi, am fi cântat-o. Bésame, bésame mucho, tra-ra-ra-ri-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, etc. La 6:30 seara am deschis ușile castelului și în vuiet unor aplauze nesfârșite și de strigăte, nu tocmai fericite, am văzut mulțimea împărțindu-se ca Marea Roșie a lui Moise, pentru a mă lăsa să trec. Ordinea era perfectă, nu a fost nevoie de niciun cordon, nici de poliție, nici de voluntar, ca în toate ocaziile de acest fel. Cu fiecare pas, mi se confirma rafinamentul și dulceața acestor țărani, muncitori, oameni, esența lor nobilă, fără excepție. M-am îmbrățișat cu lumea, așa am salutat ca în fiecare zi, fără să dau impresia că o făceam pentru ultima oară. Aia era chestia. Și eu mă temeam de frământările de neoprit. Cu siguranță, nu împotriva mea, ci împotriva celorlalți, a tuturor, inclusiv a carabinierilor. Nu degeaba mareșalul s-arăta ultra-patern, ultra-ultra. Plecarea mea de acolo trebuia să fie bruscă și misterioasă. Ca și în cazul lui mami la Bistrița. A trebuit să-i păcălesc. Mă duc și mă întorc. De fapt, nu plec. Așa a spus lui mami. Păi murea dacă îi spuneam că nu mai văd niciodată. Cum să-i spui?
Știi, am plecat. Nu știu dacă ne mai vedem. Cum să zici asta? Am zis, lasă că peste o lună mă întorc. Eu credeam că o pot cumpăra. De aici acolo. Da. Nu m-au ajutat. N-a fost să fie. În tot cazul, așa a fost și acolo. A, mă, stați așa, că mai stăm. Da. Nu plec cum acum. A fost sfârșietor. Nobilele doamne mi-au sugerat să mă îmbrac cu cel mai luxos costum negru, elegant, nou cadou de la Elenucea de la Rocca și să mă prezint în haine civile, cu o cruce germană aici la rever, punând în fața altarului doar o stolă simplă. Nu era moare încardinat în Germania, în Augsburg, unde popii așa se îmbracă. Deci iată că și eu acum sunt pardonit. Da. Da. Am traversat piața pentru a intra în biroul lui Luigi Frizeru, la frizerie. El s-a oferise să-mi îndrepte părul lung și să-mi-l scurteze cu meșteșug. Am pus sentiment și în asta în seara aceea. Mă las în mâinile tale, i-am spus. Dar toată ziua aceea am petrecut-o ca pe un podium imens, făcând orice gest în văzul tuturor. Copiii ocupaseră fereastra frizeriei și se luptau cu gelozie să prindă un colțișor din ea ca să vadă cât de bine lucra Luigi la părul meu. Bărbații mai tineri au creat cordoane și pasaje spontane în mijlocul acelei păduri fermecate de oameni, de rufanezi și femei și copii care, asemenea copacilor nobili, mi-au decorat bulevardul spre biserică. Nu mai spun că în frizeria lui Luigi era un dus întors, continuu de lume, care să mă salute și să mă umple de oferte. În timp ce ăla nu mai putea să mă tundă, că ăștia îmi băgau banii în buzunare, înțelege? Grozav, nu s-a mai întâmplat așa ceva. Așa, nu știu cum a reușit să-mi aranjeze părul, asta zic. Între timp, toată lumea vorbea cu voce joasă, zâmbindu-și unui altuia. Asta a fost fantastic. Acest fenomen era general și l-am văzut cu siguranță. Mi se rupea inima. Două piețe imense, pline de oameni tăcuți, o atmosferă mistică de așteptare încordată. Am ieșit de la Luigi, ras, tuns și frezat, înnoit și zâmbitor. Zeci de copii mă urmau și mă conduceau pe drum ca niște pași. Mulțimea, în majoritate bărbați, s-a despărțit în două pentru a-mi face loc, în timp ce mă trăgeau duios să mă îmbrățișeze, să mă sărute, să mă mângâie. Am fost strâns la sute de piepturi, pe câte o clipă, de sute de brațe. Puteam zice numai, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Hristos să vă facă fericiți. Ce puteam să spui un secund, da? Și binecuvântam cu semne de cruce pe cap, sărutând zeci de frunți, în timp ce ochii lor erau toți lumini și lacrimi. Mi s-a părut ireal. Dar pentru mine a fost totul firesc. Dragostea este așa sau nu există? Da, nu? Da. De fapt, din copilărie eu am trăit dragoste în masă. Pentru că de mic copil și chiar ca adult am fost sărutat în public de sute de oameni. În România, în Basarabia ocupată, în Brno, în Cehoslovacia, de grupuri de italieni, în Polonia și în alte părți, ultimele fiind Manduria și întregul Salent. Dar să simt o iubire atât de adâncă, de la o mulțime imensă, ca în acea seară înflăcărată și extatică, nu mi se mai întâmplase niciodată. Dacă ziariștii au numărat 5-6 mii de persoane și am avut 6 mii de semnături în cinstea mea, înseamnă că nu mă înșelasem. Fericirea mea era dublă dintr-un alt motiv. Datorită mie, oameni care abia se salutau sau nu se cunoșteau deloc, au devenit prieteni eterni. Suflete de parte de biserică nu s-au mai abătut niciodată de la altar din acea seară, mergând în căutarea unor biserici cu preoți serioși. Și iată că mă îndrept spre Marea Biserică Tixită. Acolo și aia era arhiprimă, unde am contemplat din nou Marea Roșie despicându-se în două și zidurile scârțâind sub presiunea mulțimii. Ca să vă dați seama ce mare era biserică, biserica Bistrița e nici pe sfert cât era aia. Da? Deci imensă. Bine, nu chiar cât Sfântul Petru, dar tot cazul nu-i să vedea fundul. Mai ales cu lumea plină. Așa că îți dai seama. Așa. Da. Oh,
Mulți știu că pleci, mi-a șoptit Ucione, dar majoritatea nu sunt siguri. Totuși să știi că ai noștri sunt împrăștiați printre oameni pentru a păstra tăcerea. Și femeile noastre își dau cuvântul una alteia ca să-și ție gura închisă cu toatele și nimeni să nu comenteze sau să se miște în timpul discursului tău. Știi, ca să provoace tumult. Da, da, da. Să nu... Băi, știam. Eram convins că oamenii nu se vor mișca. Îi cunoșteam. Le știam numele cu sutele și viața și miracole fiecăruia. Și acum le mai știu. Spovedisem în acea lume cât în acea lună cât toată viața împreună. Ajuns la altar, mi-am dat seama că și ceilalți, adică preoții, dușmani, își luaseră măsurile de precauție. Oho. 4 carabinieri în ținută oficială prezidau altarul. Fiecare la cât un colț, nemișcați, ca la monumentul eroului necunoscut. Că știi, acolo altarul e deschis, e fără tâmplă. Și atunci îi vezi, 4, la colțurile mesii sfinte. Aiurea. Dar în fine, foarte drăguți erau și mi-a făcut onoare, scuzați. Da? Ați fost păzit? Da. Ca la monumentul eroului necunoscut. Alții, în uniformă sau haine simple, erau amestecați în mulțime. Deci erau și neîmbrăcați da, în haine. Da, mi-a spus lumea. Oh, de carabinier. Da. Ca și cum ar fi vrut să se ascundă în spatele poliției, parohul Peteze și don Aniceto, inamicul numărul 1 de la început, își micșoraseră mutrele pe scaunele din stânga altarului. Un alt preot se ascundea printre oameni. Ha, ei se tem, i-am spus. Se simt vinovați și sunt și în realitate foarte vinovați. Cei mai mulți așteptau slujba liturghiei solemne, dar când m-au văzut urcând civil la altar, au înțeles cu toții că aceasta era ultima batjocoră a oamenilor religiei. Să nu mă lase să slujesc. Nu au comentat, nici murmurat, căci nu am lăsat spațiu, nici timp pentru variații. Am apăsat butonul pe registrator, îl aveam așa în față, pe care l-am ținut mereu la vedere, niciodată ascuns, niciodată secret. Oh, câtă furie a generat totdeauna registratorul meu vizibil și operativ. Încă mai păstrez acest obicei astăzi. Îmi pare rău că atunci nu aveam telecameră de filmat. Toată lumea s-a ridicat în picioare. În numele Tatălui, în mod curios, toată mulțimea a repetat cu mine formula sacră. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl, cum să încep? Am vrut să dau impresia că de fapt urmează să slujesc liturghia, dar și cu Duhul tău sau cu Spiritul tău, rostit de mii de guri, am recitat Confiteor, o rugăciune specială, după care i-am invitat să șadă. Pe cei care o puteau face. Da. M-am hotărât să citesc un fragment mare din a doua scrisoare către Corinteni, adică din Noul Testament, capitolele 11, 12, 13. Am nimerit foarte bine. Pentru toată lumea, textul sacru al Sfântului Apostol Pavel părea scris pentru noi și pentru acea seară. Felul de a acționa, situațiile, acuzațiile, scuzele, apărarea Sfântului Apostol Pavel coincideau cu ale noastre întru totul. Incredibil să citești. Oamenii răspundeau, adică eu citeam din epistolă, din Sfânta Carte, și răspundeau, mai bine comentau la fiecare verset. Așa este. Oh, sigur că da. Aici, ca la noi. Și mai rău. Oh, așa făceau. Sute de persoane. Era și interesant să vorbea despre nebunia nereală a apostolului, ca așa mea. Da. Lumea făcea... Oh! Când Sfântul Pavel, citeam în Sfântul Pavel despre falși apostoli, lucrători frauduloși care se deghizează în apostoli, lumea făcea... Îi știm! Despre sfârșitul lor înfricoșător și lumea... Iar dacă sunt ei slujitorii lui Hristos și eu mai mult decât ei, etc. Și lumea era în delir. Oftat prelungit, plânsete, înăbușite, dar nici un zgomot de la locul lui. Le ascult și azi după zeci de ani pe bandă și nu-mi vine a crede. Vi le-aș arăta și dumneavoastră, dar sunt în italiană. Totuși să înțelege atmosfera din ele. Când am terminat de citit, mi-am început discursul meu. A fost cam lung. Aici reproduc doar esențial. Trebuia să încep prin a răspunde. De ce plec? Cine mă dă de afară? Ha. Dacă aș fi spus Roza,
sau domn Vittorio și preoții, așa cum știa toată lumea, da, aș fi transformat iritarea oamenilor într-o profundă ură împotriva lor. Nu, nu i-ar fi ucis, așa cum se temeau mareșalul și primarul. Căci chiar dacă i-am cruțat, cei doi au fost disprețuiți și ostracizați de întreg oraș până la moarte. A, deci nu i-a mai văzut nimeni bine, nu i-a mai... Nu, i-a urât din clipa aia. Au mai trecut 20 de ani și aia trăiește și acum. Da? Și tot urâtă e. Are 99 de ani. Roza. Da? Dar și ea pe mine mă urăște. Asta o ține. Eu nu mai urăsc, pentru că știu că nu e vinovată ea. Dar ei nu știu. Ce da. Să, cui să mai explici? Da, da, da. Am împins pedala pe excelența sa episcopul, că era departe. Și era în realitate adevăratul vinovat. Dar pentru a fi sigur de o reacție controlată, am întrebat retoric. Iubiți biserica și patria? Si! Mi-au răspuns mii de voci emoționate, adică da. Da, da, da. Și mai iubiți și pe mine măcar puțin? O, te iubim atât de mult, dăm totul pentru tine, s-a auzit asta de 1000 de voci. Dacă mă iubiți, vă rog să stați liniștiți și tăcuți în fața tot ce vă voi spune acum. Nu v-am impus niciodată nimic, dar acum vă impun și vă implor pentru binele tuturor. Si, i-au răspuns ei amestecând lacrimile cu suspinele. Rămânând cu discursul în vag, am ajuns să spun exact ce voisem să spun. Episcopul acestei dioceze este convins că eu nu sunt sănătos la cap, că sunt nebun și periculos, așa că bietul de el nu doarme noaptea. El a insistat pe lângă superiorii mei de la Roma să mă scoată cu forța de aici. Dar ai mei nu sunt oameni de acest gen. Ei doar m-au implorat să plec. Episcopul meu, pater Paul Hnilița, mi-a spus textual: te implor în genunchi, vino acasă. Aici, la Roma, eu te pot apăra, acolo nu. Va fi rău, nu numai de tine, ci și de noi, cei de aici. Vezi, eu l-am reprodus exact cum a zis. De fapt, episcopul Milieta mi-a cerut interdicția ca expert în psihologie și chiar expulzarea mea. El a mai spus că va trebui să reconsacre biserica după plecarea mea. O mare de... Și de sughițuri, lacrimi adevărate, plâns în hohote, au izbucnit și acolo. Și imensă consternare. Fețele lor, mii de fețe, au devenit tragice. Le-am văzut, m-au pătruns până la miezul sufletului. Asta e. Trebuie să fac ascultare față de cei care mă iubesc. Să nu-i pun în pericol. Prin urmare, trebuie să plec. Chiar și Vaticanul a fost pus în agitație de către episcop însuși. Nu-l judec. Eu nu mă simt jignit. Este părerea lui. Îl respect. Dar superiorii mei din Roma, care mă iubesc, mă imploră să vin și să nu stau aproape de cineva care mă acuză de nebunie. El este autoritatea constituită pe care trebuie să o recunoaștem. Dar din moment ce am promis să vă spun totul, iată că v-am spus. Acesta este singurul motiv pentru care trebuie să plec. Da. În biserică focul devenise gheață. Tensiunea mulțimii se muiase, transformându-se în tristețe, de o tristețe infinită. Dar de fiecare dată când cineva exploda, alți doi sau trei îl potoleau. Știi cum făceau? Da, da, da. Nu trebuie să-i facem rău lui Dolino, se repeta adesea cu glas căzut. În biserică, în piață, nu auzeai decât suflarea. A mii de inimi, nimeni nu mișca. Nimeni nu se mișca. M-am uitat în jur. Am înțeles că vor totuși o explicație. Adică de ce nebun? Iisus ar fi întrebat, pentru care bine mă condamnați? Era aceasta fraza care îi chinuia. Deci, am continuat. Episcopul și experții săi m-au privit în față. Iar după figura, privirea, mișcările mele, au ajuns la concluzia că nu sunt sănătos. Că trebuie să fiu tratat. Că eu v-am vorbit și v-am orbit cu farmecul meu, nu știu care farmec, că în această biserică am făcut lucruri nedemne de o biserică. Din piață au început să se audă mișcări și proteste. Am înțeles că porniseră megafonul folosit la ceremonie, așa că tot ufanul mi-a auzit discursul. Eu credeam că nu am biserică. Dar deci ei pusese... prietenii mei, da. Prietenii mei au pus microfoane da. Să se audă până la marginea pământului. Da, da, da. Nene, mai poți? Da, să nu te apuce dormitul. Vă rog, spuneți-le să nu se miște, zic eu.
Singurul care va plăti voi fi eu. Vreți să fiu martir? Dacă vreți, o voi face și pe asta. Vreau să devin martir, dar dacă nu doriți, vă rog să respectați discursul meu, care se va încheia în curând. Vă rog. Ah, ce rău îmi pare că de data asta nu am fost dulce cu domniile voastre, zic eu. Cu fiecare dintre revelațiile mele, tensiunea oamenilor creștea, dar s-au abținut de la orice mișcare nepotrivită. Ce examen uimitor de echilibru creștin al acestor mii de oameni! Am privit în jos la treptele, pline de copii și de bătrâni, strânși unul în celălalt și paralizați de ceea ce auzeau. Toți arătau fețe abătute și poate că nu le venea să creadă ochilor și urechilor ei care mă urmaseră timp de 2 luni și jumătate, zi de zi și oră de oră. De unde toate enormitățile pe care le repetam aici cu voce clară, fără jocuri de cuvinte? Copii, auzi acum, privirea mea s-a oprit asupra carabinierilor, ăia 4. Da. Toți stăteau nemișcați la cele 4 colțuri ale altarului în ținuta lor solemnă. Au o uniformă splendidă și au venit în aia solemnă, nu în aia de stradă. Păreau indiferenți, dar nu era adevărat. Unul din ei, nemișcat și drept, plângea ca un copil. Lacrimile îi coborau în valuri, pe față, pe uniformă, dar nu se mișca. Sta drept ca o statuie. Acest spectacol m-a impresionat până la paroxism. Nu-l voi uita niciodată pe băiatul acela. Cât aș vrut să-l îmbrățișez. Dar trebuia să continui, dar mai ales trebuia să termin. Și încă nu știam cum. Da. E, acum, dragii mei, cei care mă considerați încă normal, trebuie să știți că am acționat în toate din supremă dragoste pentru domniile voastre și conform voinței lui Dumnezeu. Celor care cred în ce spune episcopul, le cer iertare. Nu voi mai face niciodată. Să mă ierte și să mă uite. Și rotind ochii ca să-i învălui pe toți cu privire, am adăugat. Vă asigur de o iubire eternă, nebună. Dar și a voastră nu a fost mai puțină. Mi-ați dovedit-o. M-ați umplut de dragoste și de daruri. Domn Vittorio mi-a dat 1.000.000 de lire într-un plic. El a insistat, de aceea l-am primit. Am spus-o intenționat, cu gândul să pun ceva apă pe foc. Dar nimeni n-a fost impresionat. Mai târziu mi-au spus că acolo predicatorii pentru o singură seară luau de la 300.000 în sus. Iar alții îmi spuneau că a încercat să-mi cumpere plecarea. Oamenii știi cum fac. Da. După o altă predică fervoroasă asupra bisericii, asupra nevoii de a face diferența între preoți și credință, asupra datoriei de a ierta, etc., m-am îndreptat spre final. Acum am terminat. Vă implor, nu aplaudați, nu strigați, nu vă entuziasmați, că și mi-ați face numai rău, cel puțin în această seară. Au trecut câteva secunde de rătăcire, neștiind ce și unde să apuce, între preoții și carabinierii din apropiere. Le-am făcut un semn discret să aștepte și unii și alții, spunând, să zicem împreună o ultimă rugăciune, Tatăl nostru, Ave Maria. Mii de voci dinăuntru și din afară au rostit aceste rugăciuni. Tatăl nostru care ești din cer, Ave Maria plină de har, Domnule, cu un singur glas. Era ca un tunet de ape multe, cum cântă Scriptura. După amin, am început imediat să recit cu voce dramatică Ave Maria a Desdemonei, din opera lui Verdi. Deci am luat-o din muzică, cuvintele, și auzi aici. Fecioară, roagă-te pentru cel slab asuprit și pentru cel puternic, și el obiată ființă mizerabilă, arată-ți mila ta. Roagă-te pentru cel ce sub nedreptate își pleacă fruntea și sub destinul cel rău. Pentru noi roagă-te, acum și în ora morții. În italian acest text este o dulceață infinită, ca să nu mai vorbim de muzică. Un fior de plâns și de evlavie a străbătut întreaga atmosferă. Ca să nu las niciun spațiu surprizelor, imediat am improvizat o binecuvântare largă, lungă, de genul de care am fost acuzat că inventez și am făcut o cruce imensă asupra întregii adunări. Dar după ultimul amin, am schimbat imediat registru. Un expert m-ar fi comparat cu Regina Nopții a lui Mozart. Știi că titlul ăsta ar fi fost. Da. Regina Nopții cântă frumos. Odată schimbăm acazul în operă. Da. Am făcut și eu la fel. Am devenit distant, grav, solemn.
pentru a împiedica miile de iubiri să mă îmbrățișeze, să ne azvârlim în confuzie, să se calce în picioare, să produc un masacru între lacrimi și indignare de neprevăzut. O viziune de un moment mi-a sugerat să mă las dus de această sublimă fatalitate apocaliptică în care lacrimile și umilințele unui amar, neînvins de secole, să aibă ca rezultat un holocaust brahmanic la poalele crucifixului împotriva preoților și a polițiștilor prezenți. Zeița Kali, zeița Kali, zeița indiană care mănâncă de vii persoanele, abia aștepta. Oamenii mei cu suflet regal nu și-ar fi dorit-o, dar ar fi făcut-o, pentru că prea se umpluseră multe pahare și ei înduraseră prea mult cinism de la cei puternici, civili și religioși din această parte sublimă a Italiei. Prefecții, primarii, mareșalii, episcopii, parohii s-așteptau la asta de frică pentru soarta lor. Că nu le păsa de holocaustul oamenii. Da, da, da. În acea seară am înțeles asta și multe altele, dar Logosul Divin, adică Domnul Hristos, mă transubstanțiase, mă transformase dintr-o dată într-un om de granit. Am folosit o voce, adică dacă eu m-aș fi dus să mă îmbrățișez, poate să făceam un masacru. Da, 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 da. Oamenii... Nu pe mine mă omorau, s-o omorau între ei. Da. Și așa. Și la un moment dat mi-a plăcut ideea. Hai, o să o fac și pe asta. Aoleu, ce urât. Adică o secundă. Da. Nu se poate, nici așa. Atunci am folosit o voce grea, imensă, răgușită, tunătoare, care a înghețat pe toată lumea. Privind în sus, ca un om condamnat la moarte, am strigat: vreau un pasaj larg de un metru. Nimeni să nu mă atingă, nimeni să nu comenteze. Rugați-vă doar și iertați. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și aplecându-mă spre preoți, vă cer iertare. La revedere. Preoții care s-au făcut rămici. Da, acolo. Atunci. Am pus magnetofonul într-un plic mic, am luat Biblia, am sărutat altarul, am făcut o genuflexiune și două cruci ortodoxe, discrete, după care m-am îndreptat spre balustradă. Doi carabinieri s-au postat în fugă în față, doi au rămas în spatele meu. Voiam să ies pe la ușa bărbaților, că era o altă ușă aici. Mi se părea mai aproape, dar carabinierul din față mă imploră: Padre, mai bine pe aici, aia dăm piață și nu putem controla. A, să nu mai treceți prin da. N-am făcut nicio obiecție. Avea dreptate. Așa că am ieșit prin marea ușă centrală a bisericii. Maestos, festiv. S-a auzit un și până la ușa principală s-a deschis într-o clipă o cale largă între marea de oameni care s-au retras într-un mod atât de armonios încât părea că toiagul lui Moise ar fi lovit valurile Mării Roșii. Cum au făcut ei singur spontan, fără cordon, fără oameni de pază, nu pot să-mi explic. Doi carabinieri au zburat pe lângă mine înainte, în urmă au rămas ceilalți doi, iar eu am pășit cu pas solemn, parcă într-o procesiune sau un pasaj regal. Lacrimile mi s-au opriseră în gât. Îmi spuneam: tu ai vrut așa, Iisuse Hristoase, tu ai vrut să ieși de aici ca rege, ca Lazar din mormânt, în această sâmbătă a lui Lazar, sau ca tine, cu onorul din Ierusalim, înainte de răstignire. Priveam doar înainte, nu mă uitam la nimeni, o făceam pentru prima dată, așa cum fac mereu preoții catolici în procesiuni, chiar dacă inima mi se frângea în o mie de bucăți. Dar ei... s-o obișnuiseră cu binecuvântările mele, ca de la un episcop, ca de la papă. Câte o mână insistentă îmi prindea brațul, o altă am luat mâna. Le strângeam mâinile din mers, dar nu mă întorceam privirea, ci fixam tabloul învierii de deasupra marii porți. Simțeam că dacă mă întorc pe cineva, chiar și pentru o fracțiune de secundă, totul putea să se năruie. Eram femeia lui Lot. Știi care în Biblie, dacă se uita înapoi, se transforma în țare. Și nu aveam voie să mă uit înapoi. Da, ca să nu pierdeți concentrarea. Și... Da, nu, dar imediat se întâmpla masacru. Da. Plângeau sufocat. Se auzea cum își reprimau plânsul. Am auzit plânsul hohote al unei fetițe, apoi al unei bătrâne. Mulți mă chemau pe nume. Dolino! Caro Dolino! Dragul nostru Dolino! Cineva m-a atins cu vârful degetului. Un bătrân a rupt rândurile pentru a mă îmbrățișa plângând tare. Dio di Petinica! Asta e în dialect, Dumnezeu să te binecuvânteze. Am auzit voci de femei. Non te leșire! Auzi vocea unui copilaș, tot în dialect. Nu te duce, nu pleca!
Când m-au văzut în capul ușii, nu s-a mai dominat. Au început să aplaude în forță, mii de aplauze, cum Scala sau Papa de la Roma n-auziseră. Aplauze cu lacrimi mari și dragoste mistuitoare, care se simțea prin toți porii. În stradă un cor de ural, eviva, eviva! Și mulți băieți și bărbați m-au înconjurat deja, bietul carabinier. M-a împins ușor implorând, o patre, dacă să îmbulzesc nu mai putem face nimic! Coborând de pe treptele bisericii, drept în stradă, am văzut ușa unei mașini de lux pe care un om elegant o deschidea cu mișcări foarte rapide. Suiți, padre! Era minunatul și nobilul Nino Vincenti, patron de fabrică, bogat și smerit, care mă voia direct în vila lui. M-am întors, am făcut un semn imens al crucii peste mulțime care striga, fii tare! Te vom apăra! Dumnezeu să te binecuvinteze! Cei patru carabinieri, cu șepcile în mână, au venit să mă salute și să-mi ceară scuze. I-am binecuvântat cu semne de pe cap, cu semne ale crucii pe cap și am schimbat cu ei priviri foarte triste, dar pline de afecțiune. Auzi tu? Da. Să am de la carabinieri ce n-au avut de la popi. Da, în definitiv ei nu vă făcuseră niciun rău. Nu, ei făcuseră doar ca fără îndoială. E normal. Dar nu puteam întârzia. Da. Credincioșii ieșeau din biserică precum un fluviu spulberător de lavă. Mașina noastră a luat-o la fugă, ca vântul, smulgându-mă cu o zvâgnitură din piață și de la vederea lor. Și mi-am amintit de autobuzul care mă rupsese cu 7 ani mai devreme cu aceeași violență de bistița, de mami, de tinerețe, de rătăcini, pentru a sfârși iar în exil. Când am plecat, adică măicuța aștepta acolo la Tița, unde eram, știi că era autobuzul la Tița, de acolo să plecă. Da. Și ăsta, nu știu cum a făcut, a luat-o brusc. Și mama n-a avut timp nici măcar să mă mai privească o dată, doar că o văd și acum. Am ajuns la casa lui Giovannino Vincenti, unde în scurt timp sute de credincioși au venit să mă salute. Scările către primul etaj erau tixite, mi-a fost frică pentru o clipă că nu vor suporta greutatea acestor oameni magnifici. M-am sărutat, m-am binecuvântat cu ei, am cântat cu ei până după miezul nopții. Am ieșit la balconul principal, că era o vilă mare, unde am primit ovațiile mulțimii din stradă, care fugise după mașină. Între timp, jurnaliștii și posturile TV ajunseseră în cele două piețe și înregistrau furia și durerea tuturor în filmul. Ăla vi-l puteți vedea. În cele din urmă, ne-am dus la Cazarano pentru a ne odihni în casa Indino Isernia. Îi promisese mareșalului să părăsesc Rufano în seara aceea și m-am ținut de cuvânt. A vrut să vină în spatele mașinii noastre ca să se asigure. Deci când a pornit, am văzut și pe carabinieri în spate. Acest lucru m-a amuzat și m-am mutat în mașina carabinierilor. Adică am zis, ai coborit și m-am dus cu ei. Călătoria s-a încheiat în glume și concluzii pline de bun simț cu acei tineri militari. Infinit mai respectoși și mai rezonabili decât preoții. La Cazarano ne-am găsit pe toți, liniștiți, fericiți, că ne puteam săruta cu seminătate și cu bucuria victoriei asupra răului. Gigi, ca totdeauna, înger păzitor, iubit și adorat și el, prezent, pentru că don Angelo ne pregătise deja liturghia solemnă pentru florii. A doua zi, rufanenzii s-au prezentat cu sutele, cu autobuze, cu asta. Adică mă mutasem deja în altă, cum ar fi de la Râmnii la Argeș. Ăștia au venit după noi. Autobuze, deci, da. Sute de persoane de acolo, a doua zi era Florile și zice, cu cine să servăm? Ce, mai mergem la ăsta? Gata! Era o altă dioceză, bunului Menona. Și s-au acolo după dumneavoastră. După mine? Da, nimeni nu-i păsa de nimic. Da. S-a slujit în grădina bisericii. N-avea loc. Împărtășanii nenumărate, iar Gigi nu mai reușea să spovedească. Am încheiat cu bucurie, bucuria unei săptămâni sfinte, a unei patimi care în orice caz a lăsat o moarte în suflet. Asta e tot. Restul este tăcere. Așa cum a spus atât de bine Hamlet.